În Comuna Prunișor, dacă ai curajul să te aventurezi spre sate precum Arginești sau Dragotești, cunoști pe propria piele sensul cuvântului calvar. Ne aflăm pe drumul care duce către satul Arginești. Vrem să ajungem la locuitorii de acolo, care de când a început iarna sunt practic izolați de restul lumii. Pentru acest lucru trebuie însă să străbatem pe jos mai mult de 3 km, deoarece pe acest sector de drum mașinile nu pot intra. Cu cât înaintezi spre Arginești, liniștea devine tot mai profundă și nu se mai aud decât pașii ce strivesc sub picior zăpada moale. Niciun indicator care să vestească intrarea în vreo localitate, iar pe drum se simte doar pustiul iernii. După mai bine de 3 km de mers pe jos, am ajuns în primul sat, dar după cum vedeți, în jurul meu nu e nici țipenie de om. O să încercăm să vedem dacă ne răspunde cineva la această casă. Bună ziua, este cineva acasă? După câteva minute, o femeie a răspuns. Plină de uimire că vede o față necunoscută și cu ochii în lacrimi, Florentina Petrescu ne-a povestit cum s-a descurcat de când a început iarna grea. Nu suntem 20, câte o persoană singură în casă. Și sunt bătrâni care nu pot să ducă la apă. Mașina nu intră, salvare nu intră. Ce a făcut cu vola alaltă? Da. Asta e făcut drumul ca să poată să vină salvare. Avem om care e vecinul meu, care face dializă. Nu e aceea că stă omul în oraș. Plătește chirie sau, mă rog, ce o face pe acolo, că nu poate să vină salvarea. Mergeți pe jos sau cum mergeți până la Prunișor? Pe jos, păi de cu ce? Trebuie să merg de aici, sunt vreo 4-5 km până la fântâna domnească la magazin. Să vă luați alimente? Da. Din satul Dragotești se merge către Arginești, însă oamenii ne-au mărturisit că cei de acolo sunt complet izolați și am face mai bine de 2 ore pe drum. În satul Zegaia, oamenii își car alimentele în spate 10 de kilometri. Cărați cu spatele. Uite. Ce se cărăm cu altceva? Se ajunge cu mașina? Păi nu se poate, veneam cu mașina până la calea ferată și nu mai mers. Nu poate să urce, din cauza zăpezi. Păine pentru pâine. Ce vă trebuie și nu? Ce vă trebuie? Normal. Ce cum vă descurcați? Cam greu, dar ce să facem? Pe drumul care duce spre satul Zegaia se vede că s-a intervenit cu un utilaj de dezăpezire, însă zăpada este viscolită, așa că oamenii pe care i-am întâlnit în drum ne-au sfătuit să nu ne aventurăm mai mult și să coborâm această coastă pentru că s-ar putea să nu mai putem urca înapoi. În comuna Prunișor, circa 400 de persoane sunt izolate în sate precum Arvătești, Prunaru, Zegaia, Gârnița sau Igiroasa. În unele zone, echipajele de dezăpezire nici măcar nu au ajuns.